cuplurile dansează împreună, fie că e o melodie lentă, fie că e una mai ritmată, am văzut că stau mai mult împreună, doi câte doi, cei singuri, bineînțeles, dansează între ei, am văzut-o pe Hatige și l-am văzut și pe Mihai, sunt foarte apropiați, dansează îmbrățișați sau mai mult ea în brațele lui Mihai, dar asta nu este o noutate, cu siguranță dacă ați urmărit petrecerile ați văzut că așa stau ei, așa se distrează ei stând doar unul cu celălalt și foarte, foarte apropiați. La un moment dat i-am surprins pe Antonio și Anemona dansând unul lângă celălalt și cu niște mișcări care nu erau apropiate, doar dansau, se priveau, mai făceau niște scheme din acestea ca și cum cei doi ar dansa împreună, dar nimic care să dea de bănuit, cel puțin momentan.